ninja, 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 ninja. Ah, ce frumos! Dar ce ai, mă, de ești așa de vesel, că nu ninge? Băi, nu ninge, dar se apropie Crăciunul. Uite, mă simt mai bucuros, mai plin de viață, mai liniștit și mă duc cu mare plăcere la serviciu. Da. Îmi pare rău că nu pot să merg cu tine la serviciu. Sărăcivort. Bă, ce nasol de tine. Dar uite, vezi, ție Crăciunul deja ți-a adus un cadou. O gripă. Bă, să nu fie gripa aviară, ai grijă. Dură de că e foarte grav. Da. Trebuie să stau la pat. Asta? Așa că trebuie să mă acoper la serviciu. Păi cum să te acoperi, mă? De ce nu ții tu un concediu medical, a? Pe ăla îl iau când o să mă duc cu Bela și cu Jean la schi. Corect. Așa că trebuie să mă acoperi la serviciu. Te acoperi, mă, n-ai nicio grijă. Și așa prea mult de muncă nu e. Hai, te-am lăsat, sănătate. Mulțumesc, să trăiești. Mulțumesc pentru serviciu. Să trăiești, la revedere. Asta că deschid eu, stai așa. Poftiți, poftiți. Da. Ce e aici? Ce e asta? Acolo mi-au adus medicamentele. Nu ți-a spus, mă, că sunt grav bolnav? Da, du-te, du-te că ieși și tu gripa. Hai că sunt bolnav rău. Da, nu da. Mai ai ce să fie la serviciu acolo să prindă infractori. Hai, pa, du-te, pa, du-te. Pa, mă duc, mă duc, mă duc, pa, pa. Lasă-l jos, domne, ești liber, mulțumesc. Mulțumesc. Trăiască nanicu și cu porcul lui. De fapt, pentru porc e cam târziu. Trăiești, șeful! Să trăiești, mă, să trăiești. Domnule, să știți că anul ăsta nu scăpați de colindat. Bine, mă, bine, o să vă păstrez niște cozonac și niște nuci. Acum atâta? E bine, vă pun și niște bani deoparte. Păi, ați văzut? Ia să vă bag o avanpremieră, fiți atenți. Ia. Yeah. Moș Crăciun cu plete d'albe și nureche cu cercel să vă aducă daruri multe de la Nelu și Costel. Ha? Bine. Bine, bravo. Dar, apropo, Nelu unde? Nelu s-a dus să spele mașina să fie și ea frumoasă de sărbători. Bine, bine. Bună ziua! Ce mai faceți? Mâinile Bianca. Sper să nu mă faceți de rușine în misiunea pentru care v-am recomandat, mă înțelege, adică v-am recomandat. Le-ai spus despre ce e vorba, comandante? Tocmai acum vreau să-i spun lui Costel. Domnișoara Bianca v-a recomandat pentru o misiune specială. Excelentă, ia. Aveți păzit o femeie, o regină a telenovelelor din Venezuela. Natalia Cuerva, ai auzit de ea? Natalia Cuerva? Da, da. Și voi veți fi șoferii ei. Mamă, ce mișto! Păi, Lili n-a scăpat niciun episod în telenovela asta cu Natalia Cuerva. Pe toate le-a văzut. Cu atât mai bine, cu atât mai bine. Actrița asta a stat 3 zile la noi în țară și acum e ultima ei zi. Și vrea să meargă prin oraș. Așa, liniștită, fără paparazzi, înțelegi? Să nu urmărească nimeni, trebuie să o supravegheați tot timpul. O ducem noi, aveți încredere, facem tot posibilul, domnule. Fiți atenți, fiți atenți, că tipa e plină de fițe. Să vă purtați foarte frumos cu ea. Dacă au vreo reclamație, vă ard la salariu. Da, șefa, dar nu vă ard, o să vă ardem de... Nu o să vă mai rămână nimic din bani. Da, șefa, am înțeles. Să rămână șeful, să trăiți. Hai, pa, la revedere. Da, mulțumesc mult, să rămână, să trăiți. E nebun. Nelu, fii atent că șeful ne-a dat o misiune foarte importantă, dar eu n-am carnet. Asta e, las că te descurci tu. Cum să mă descurc, mă, ești nebun? Nelu, alo, Nelu! Să trăiți, misiune e pe mâini bune! Americane, trebuie să-ți mulțumesc că ai acceptat să vii în locul lui Nelu. Boier, domnule. Stai, mă, liniștit. Ce crezi că am făcut-o pentru Nelu? Am făcut-o pentru mine. Cum adică pentru tine? Cum adică? Am ocazia să văd pe Natalia Cuervo. Poate iau și un interviu. Ce zici? Deci pe interes, mă, tale. Asta acum e. Înțeleg. Dar bună ideea, bună ideea, bravo. Știi? Uite că vine. Hai, mă. Era să cădeți. Hai, mă, lasă privirile. Da. Poftiți la mașină, la car, poftiți, car, poftiți, by car, we going by car. Poftiți. Lăin, dă-l mâna.
Mersi, să trăiești! Sănătate, pa! Ok. Ce faci, mă? Costelel, las-o așa, cum o pun eu. Eu cum? Hello, să ne prezentăm, mă. My name is Costel and vreau să vă spun că nevastă mea e moartă după tine. My wife is dead după tine. Oh, I'm very sorry for your wife. Nu, stai că nu e moartă de tot. E dead după tine, moartă după tine. Ce înțeles? Da. Să... Dragile mele, scumpele mele, nu era păcat să vă împart eu cu Costeluș mâncăul ăla. Mai ales că sunteți așa de puțin tele. Da. Vai, măi, tata, dar de ce răspunzi așa greu? Măi, Mimi, mă mișc așa de greu, mă, tata, sunt bolnav. Dar de ce n-ai mers azi la serviciu? Păi nu vezi că sunt bolnav, am gripă, cum să mă duc eu gripa la serviciu? Aha. Dar voi ce căutați aici? Vrem să facem aerobic. Trebuie neapărat să mai dăm câteva chile jos. Da, asta ca să facem loc pentru mâncarea de Crăciun. Ah. Ia uite, mie deja miroase a fumături. Dar de ce nu faceți voi aerobic acolo jos, la apartamentul vostru? Nu se poate. La noi face aerobic Adina pe manele și chiar nu se poate. Nu ne place. Da. Ce ghinion, mă, să se strice tocmai acum. Stai, mă, liniștit, că e aproape gata. Uite, băieții lucrează la ea. Așa, să nu uit, Mio Mujeres, nevasta mea, Lili o cheamă, Lili. Vreau unul dacă autograf de la dumneavoastră. Bună... Așa. Așa, ok. Gracias, multum, thank you. American, nu vrești un autograf? Nu îmi trebuie mie, mă. Măi, știi ce? Hai să o băgăm în mașină, că e frig, mă, dacă răcește. Da, corect. You must stay in the back of the car. Back. It's cold, no? But I'm afraid to stay alone back here, you know? Chica, e urât să stea singură în spate. No problem, I will come near you in the back of the car. I will come near. Not you, the big guy, okay? Ia uzi, okay. Mă, Chica, pe tine te vrea. Dă-te așa. Please. Thank you. Please. I'm glad to meet you near me. Scuze. Continuă. Me too, you know, your boss told me about your names. About me? Yes, you must be Nelu, yeah? Yes, I'm Nelu Kurka. Americane, scuză-mă că vă întrerup. Ce vrei, spune-mi, frâna, care e frâna? Mijloc. Hai, calcă, dă drumul la cinofar, nu te oprește nimeni, tata. Bine, ok. Bine. So, stai, încă ceva. Viteza întâi. Viteza întâi, unde e viteza întâi? Este în față, mă, nu ți-a furat-o nimeni. You are from... Spania. Ia, taci, ia, șt! Aici comandantul. În ce zonă sunteți, mă? Comandante, suntem într-o aglomerație foarte mare, o ducem pe Natalia la cumpărături. Comandante, Nelu conduce și știi că nu e bine să vorbească în timp ce conduce. Poate să ia carnetul. Costele, asta nu e valabil când e vorba de stațiile de poliție. Dă-mi-l pe Nelu. Comandante, sunt într-o curbă, nu te mai aud, să știi. Vorbim mai târziu, cred că n-am semnal. Pa! Bravo, nu te distrugă, las-o așa. Dă-i drum. Măi, fetelor, dacă ați terminat aerobicul, duceți-vă la voi acasă și faceți un duș, că mie mi-e rău, nu mai pot. Da, tata, o să ducă Roxana la noi, eu fac duș aici, ca să nu ne înghesuim.
La noi? Nu, 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 nu se poate. Instalația defectă, curge apă ruginită, nu, nu. Și în plus, vrei să iei, vrei să iei gripa de la mine? Bine, mai tata, dacă ești așa grijuliu, bine, mă duc la noi. Bine, pa, fetele, pa, fetele. Uf. Pa, fetele, pa, fetele. Păi, da. Ce dor mi-a fost de voi, frumoasele. Menule! Da? Bă, ce-o fi cu Neanicu de nu ne-a trimis niciun pachet până acum? Uite, și eu m-am gândit la asta. Există două variante, măi, Lili. Ori n-a tăiat porcul, ori a devenit zgârcit, Neanicu. Cine mă să nu taie porcul, Neanicu? Nu există așa ceva, spun eu. Ia. În sfârșit, eu și porcul. Păi, Neanule! Băi, cum ți-ai permis să-ți faci afumătoare pe balcon, mă? Să știi că nu admit că în blocul meu se întâmplă asemenea probleme. Mă, tu ai nebunit? Ce afumătoare, măi? Am eu afumătoare, ce afumătoare? Na. Nu ține, domne, că miroase de la o poștă a cârnați, da? A ajuns culiță în apartamentul tău, în totul. Mă, tu ai nebunit? Hai să verificăm. Hai, mă, hai să verificăm. Hai să verificăm. Hai, domnule, să verificăm. Ia vezi, mă, pe balcon e afumătoare, mă. Nu, nu e, nu e nici afumătoare. Ia mai până la jene afumătoare, mă. Nu e. Nu e, domnule, de unde vine mirosul? Așa, afară, mă. De unde afumătoare, mă? Auzi, Nelu, de ce nu le ții în frigider, că o să se strice? Uite, domne, știam eu că nu mă înșală nasul. Măi, nu mai spuneți la nimeni că vă dau și vouă. Da, Bobicule, da, închide ușa, domnule, repede. Da. Voi ce mai vreți, măi, fetelor? Ce mai vreți, mă? Aolo, cum ești? Mi-am uitat prosopul. Hai. Băi, prosopul, prosoape puteți lua, dar nu vă atingeți de afumături. Stați liniștiți că nu mâncăm noi afumături din astea. Noi suntem la cură de slăbire. Vedem unde e liber. Aici, poftiți. Aici? Poftiți, techio, țoale sau cum îl zice. Poftiți? Hai să tragem asta. Trage-mă bine să nu se vadă. Și acum așteptăm. Crezi că o să vreți să-mi dai și mie un interviu? Da, mă, imediat după ce să schimb. De-abia aștept. Uite-l pe șeful. Uite-l pe șeful nostru. Mă, cum stele, mă. Chiar crezi că pun botul aici halucinații? Uite-l pe șeful, a intrat în magazin. Păi ce să caute șeful aici? Unde să te ascund eu? Unde să te ascund eu pe tine, că toate cabinele sunt ocupate? Bă, nu e decât o singură șansă, intră peste Natalia. Să intru peste ea? Intră peste ea, hai! Hai o dată că vine ăla, hai! Oh, Nelu! Norocul băieții de la circulație, că mi-au zis unde sunteți. Că pe voi nu mai puteam să vă contactez. Știu, unde e vedeta? Vedeta? Da. Este în cabină, probează niște haine. Da. Și Nelu unde? Nelu e tot în cabină, o probează pe vedetă. Mă, tu-ți bagi joc de mine, mă? Măi, Nelule, mă, unde ești, mă? Sunt la post, șeful. Costele, ai avut dreptate. Costele, mare craie Nelu ăsta, mă. Auzi, înainte să plecați la aeroport, să treceți cu Natalia pe la sediu. Pe la secție? Da, șeful. Merge, trecem sigur cu ea, trecem. Bă, oare eu am auzit bine? Ce faci, mă? Scuze-mă, am vrut să văd dacă Nelu e chiar înăuntru, Nelu, că așa mi s-a părut că e chiar Nelu. Ce Nelu, ce-i Nelu? Am treabă. Scuze. Fata asta e așa libertină. Pleacă din spate, da, scuze. Bă, Nelule, nu mai pot, bă, crăp de cât am mâncat. Ai mâncat ca porcul, nebunul. Hai să ne fie de bine. Hai. Să ne fie de bine. Oh, ce aia, ați mâncat? Vă plecați, neșiptiților. Ați mâncat porcușorul. Eu ce mai mănânc acum? Ce faci, mă, de ce plâns, mă, Renuțu? De durere plâng, Coste, ridicam zapolii. Lasă boala că e groasă. Șeful a zis că dacă nu mergem cu vedeta la el în 10 minute, e de rău.
Ce vedete, mă? Ce vedete? Ne-a dat-o în pază și apărare pe vedeta aia, Natalia Cuervo, sau cum o cheamă. Gagica acum e la americanul. Face sex cu el. Du-te tu cu ea, că sunt bolnav. Păi nu pot să mă duc singur, pentru că șeful crede că ai făcut tu sex cu ea. Înțelegi? Poftim? Da, da, niciun poftim. Așa că dacă nu mergem imediat la șeful, vei fi șomer. Bine, mă, nesimțitule, tu ce credeai, mă, că n-o să aflu? Mama, să știi că eu nu m-am dat la ea, este doar o sarcină de servici. Fute, mă, de aici, că nu vorbeam cu tine. De ce ai mâncat, mă, toate afumăturile de la unchiul Nicu, a? Unde sunt resturile, a? Unde sunt? Despre ce vorbești, că nu înțeleg nimic, ce? Nu înțelege? Nu înțeleg, nu. Nu? Nu. Ce e mai aici? Știi de astea? Tobița! Ce e mai aici, a? Ce e mai aici, a? Și tu ce ziceai, mă? Eu când? Ce? Mai devreme! Păi ce zic eu? Aha, ce ziceai? Ascunzi mâncarea, a? Lasă că ne socotim noi! Ce zici, Costele? Am găsit! Am găsit! Soriciu! Iar avem discuții legate de școală, Jeane. Păi normal că avem, dacă tu-l crezi numai pe director. Dar este firesc să-l cred pe director. Mi-a spus că ești un copil problemă. Crede-mă, Jean, eu știu ceva matematică, dar problema ta chiar nu știu să o rezolv. Dar nu e nicio problemă, că o să mai... Vă simțiți bine, doamna Bela, în legătură cu ceea ce ați aflat? Vezi, Jeane, au aflat și ziariștii. Iertați-mă, dar nu este așa o mare problemă, nu? Nu este nici primul și nici ultimul copil care să aibă dificultăți la școală, nu? Nu despre asta este vorba. O vânzătoare susține că Nelu Curca a fost surprins cu Natalia Cuervo în cabinele de probă ale unui magazin. Cum comentați asta? Poftim? Uitați aici o fotografie făcută cu telefonul mobil de către vânzătoare. Cel care păzește ușa cabinei de probă este prietenul lui, Costel Jurcă. Vezi, cum mamă, comentați? Vezi, mamă, ți-am făcut eu probleme. Danelu are o problemă de olimpiadă. Dacă până diseară nu e gata ediția, vă dau pe toți afară. Pe toți vă dau afară! A, americane, bine că ai venit. Știi ce-mi place la tine? Întotdeauna când am nevoie de tine, nu ești aici. Bine, șefu, dar am lipsit motivat pe ăsta. Ai lipsit motivat? Da. Uite, asta îmi place la tine. Întotdeauna când e vorba de muncă, ai câte o scuză. Asta e. Uite știre! Natalia Cuervo se plimbă prin oraș. Dacă până diseară nu am pe masă o fotografie de ei și două vorbe de ale ei, te dau afară. Ai înțeles? Mm-hmm. Da. Șeful, dar dacă ți-a spune că eu deja am un subiect fierbinte cu vedeta... Cât de fierbinte? Super fierbinte! Ia atenție, toată lumea! Ia atenție! Subiect de prima pagină. M-am culcat cu Natalia Cuervo! A? Ce ziceți? Lasă-o moartă! Ce, nu mă crede? Știe toată presa că Natalia Cuervo s-a culcat cu un polițist comunitar, Nelu Curcă! Nu, șeful, nu, nu e adevărat! Eu sunt ăla, eu! Ai vreo dovadă? Păi el... Păi el are. Are o fotografie făcută de o vânzătoare cu ei doi într-o cabină, iar prietenul lor cel mai bun stătea de șase. Nu, eu eram ăla! Credeți-mă! Șeful, am sosit cu superstarul și cu vedeta secției noastre. Oh, aplauze, băieți, aplauze! Măneluțule, ce mare crai ești, mă, ce bine ai prins, mă, signorita Prego, autografes. Așa, 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 așa. Grație, grație. Hai, mă, poze, mă, hai, poze, mă, poze, mă, poze, mă, ce... Hai, poze, asta e, asta e. Costelo, nu ești, ai, stai. Will you be your friend? Yes. De ce prietenul întreba asta, mă, frate, că nu... I don't know! I don't know! Nu cunosc, I don't know! Pozați-mă, pozați-mă, că e o șansă unică, mă! Bela, ceea ce vezi nu e ce crezi. Măi, Costele, spune-mă adevărul! Ce mai stai ca mutu așa? Spune-i! Care e... Bela? Să știi că eu habar n-am nimic din ce se întâmplă aici! Cum? Nu știu nimic! Nu știu Gata, băieți, băieți, gata. Duceți vedeta la aeroport să nu pierdă avionul, da? Da. Hai să o îmbarcăm și după aia rezolvăm și cu Bela. Hai. Timpul să fly, să fly. Hai, bye. Gata, bă, și voi cu pozele. Ho, ajunge. Natalia,
te rog, stai puțin here, că eu trebuie să parlare ceva cu Costel. Bine? Ok, ok. Ce vrei, mă? Băi, Costele, sunt disperat. Băi, sunt terminat. Bela crede că am înșelat-o, mă. Ce mă fac? Hai, mă, să treacă nebunia asta și vorbesc eu cu ea, o conving eu. Vezi, mă? Vezi, mă, nu era mai ușor să-i fi spus șefului adevărul? Ce adevăr, mă, că am condus fără carnet și că mi-am bătut joc de el, că l-am mințit? Ce? Bela. Bună, Bela, bună, Mimi. Deci asta îți trebuia ție, Nelu, da? Nu. Actriță de telenovele. Nu. Și ce vroiați, să plecați fără să spuneți nimic, Nelu? Îți explic imediat. Ce s-a întâmplat? Ce stai, mă, cam mutu? Explică lui Bela. Da, Bela, o să-ți explic eu și să spun exact cum stă situația. Dom'le, asta e, Nelu și-a găsit pe altcineva. Bă, tu te-ai tâmpit la cap? Bela, nu e adevărat, n-am fost eu cu ea, a fost americanul, eu am stat toată ziua în casă. Poți să spună și Mimi, este da, Mimi. Da, are dreptate, a stat acasă. Păi sigur că da. Din partea ta chiar nu mă așteptam să minți exact ca Nelu. Nu e adevărat, știi că eu nu mint, are dreptate, a stat acasă. Stai puțin că o aranjăm altfel. Uite care e treaba, eu mă duc la Natalia și iau în brațe. Dacă mă ia la palme, înseamnă că nu e de acord. Da. Stai culmea, adică v-ați vorbit să jucați aici o scenă de telenovelă, fix în fața mea. Măi, bravo! Extraordinar, băi. Ce-a spus că e cu americanul, poftim. Cum ai putut, mă, să crezi că eu te înșel? Hai, mă, nu. Scuză-mă, dar era evident. Vino cu alce. Bă, ce frumos, bă! Două iubiri ca în telenovele, domnule! Bună! Bună! Păi, copii, am și o mare rugăminte. Da. Stay here. Păi, aveți grijă de ea. Da. Eu mă duc după colegii mei să-i anunț să vină, să-i convin că am o relație cu ea intimă, înțelegeți? Du-te. Stay here. Da. Nu plecați. Du-te și Adi ca să vadă ei. Ce chestie. Unul se chinuie să ne demonstreze că nu s-a culcat cu ea și altul că s-a culcat cu ea. Nu mai întâlne nimic. Ce e cu telenovelele astea? Vă las. Asta-i viața, Vincea. Sorry, but I'm about to lose my flight. Bye. Wait. And americano? Oh, americano? My darling. He's not so good in bed, you know? Bye! Băi, am auzit bine! Drum bun, Natalia! Not so good in bed, adică nu prea e bun la bat! Ia! Fii atât că vine asta! Ia! Așa cum v-am spus! Ia! Unde e Natalia? Păi... Care e Natalia? Cum? Bela, Natalia! Actrița! Cea cu care m-am sărutat acum două minute? Spune-le. Americane, ți-e rău, nu te-ai sărutat cu nimeni. Stai. Băi, nu e cazul să mă acoperi. Spune-le pe bune, cinstit, cu cine am fost. Americane, n-ai fost cu nimeni. Băi, nu plecați. Bela, de ce faci chestia asta? Și mă, ce ți-a făcut? Pentru binele tău am făcut-o. Ce vrei să te ceri cu Bianca tocmai acum când vă înțelegeți atât de bine? Dar nu-i chestia de asta! Băi, m-am făcut de rușine față de colegii mei. Oh. Singur te-ai făcut de rușine. Cum adică? Tu știi ce a zis Natalia despre tine? I-a zis, spune. Ce a zis? No. Că nu ești so good in bed. Așa a zis ea? Da. Ce? Ia stați așa. Ce? A zis ea chestia asta? Da, iar. Păi înseamnă că recunoaște că s-a culcat cu mine. Pot folosi chestia asta în favoarea mea, înțelegeți? Trebuie să le spuneți asta băieților. Mă duc să-i chem. Stai. Ce? Păi nu o să te faci de rușine? Bănelț, mai bine prost la pat decât mincinos. Părerea mea. Corect, doamne. Mă duc să-i chem. Du-te. Hai, mă, să mergem. Hai, tu să mergem. Vreau și eu să vin să mergem, să mă dau la muncă. Dar trebuie și o altă să trag după. Da, îți cumpăr, mă, îți cumpăr. Dar să ajungem la munte. Tu nu vezi că n-a tras trenul? Mă, ce-a zis de remunerație? Îmi dă bani pe accident? Asta, înțeles, remunerație în loc de acuzație. Ce-i făcut, mă? Bă, ce administratorul și popa asta, mă, că e un prost? Păi vede el că s-a făcut ghețuș în fața blocului și n-a dat cu niște sare? Ușurel așa. Nu știu ei cu cine se pune nică. Nu rămânem noi datori. Băi, stai așa. Unde stau copiii ăia, că eu unul nu știu exact. Uite, mă, aici, las că știu aici? Eu. Știu aici, eu. Ușor. Eu am să agăț ăsta aici, a? Tu lipește cutia, mă. Ce cu voi aici?